Da, de ce te-ai sunat? Nu te-ți aud? Nu, păi vreau să scrii ce textul. Unde? Cine a intrat? Hei, bună ziua, bine ați venit la vlogul lui Marian Simion. Vă aștept la întrebări și vă voi oferi răspunsuri. Sper să fie pe seama așteptărilor voastre. Avem în spate un fundal cu foarte multe cărți. Dacă vreți, vă citesc dintr-o carte. Dacă vreți, dacă nu vreți, nu vă citesc. Iată, se reflectă în carcasa laptopului meu și Enciclopedia Înțelepciunii. Sper că îmi urmăriți emisiunea despre Enciclopedia Înțelepciunii. Aștept să-mi puneți întrebări. Deocamdată se pare că nimeni nu are curajul să lanseze o întrebare. Am înțeles, vă temeți de răspunsul pe care vi-l voi da. Da. Ați văzut emisiunile mele pe care le-am postat? No Dart cu Dana? Sper că v-au plăcut. Să știți că Dana este o fată foarte deșteaptă și foarte dibace. Am fost la ea acasă și am văzut în laboratorul ei propriu ce minunăție a făcut cu sfoară, ce se poate face cu sfoară, ceva incredibil. Dar poate că o să facem un proiect împreună cu sfori și tot felul de împletituri și vă voi invita și pe dumneavoastră, pe voi, dragii mei, să participați la acest proiect. Dar ce ziceți despre violența versus iubire? E posibil așa ceva? Ce meserie am? Prima întrebare. Ce meserie am? Păi aici e greu de răspuns pentru că am mai multe meserii. Ce să vă zic? Ultima meserie pe care o am... Sunt profesor de teatru, actor și profesor de teatru. Să vă zic o înțelepciune, cu o floare nu se face primăvară. Cine a zis-o? Cine? Știe cineva? Cine a zis această înțelepciune? Că bănuiesc că ați auzit-o de foarte multe ori. Cu o floare nu se face primăvară. Adică, domne, dacă vreți să faci ceva... Nu doar arunci o vorbă, pui mâna și faci acolo. A? Zice, am făcut o casă. Da, ai făcut o schiță pe hârtie, ai făcut o casă. N-ai făcut, trebuie să faci totul. Cu o floare nu se face primăvară. Cine a zis-o? Dacă urmăreați emisiunile mele, Enciclopedia Înțelepciunii, vedeați că am zis această înțelepciune. Și tocmai pentru că am zis-o, am să vă zic cine a zis-o. Este vorba despre un filozof antic grec și anume Esop. El a zis, acum foarte mulți ani, chiar înainte de Hristos, cu o floare nu se face primăvară. Iată o înțelepciune care se reflectă până în zilele noastre. Da? Mă claxonează lumea pe telefon, domnule, a intrat pe YouTube, ești în direct, da. Să vedem mai departe. Din ale vieții. Ce întrebare mai urmează? Apropo, ce ziceți de acea postare pe care am pus-o pe vlogul meu, supraviețuitorul, ce ziceți? Vă încumetați la așa ceva? Foarte simplu de făcut, numai că zăpadă să mai avem. Un masaj cu zăpadă în pădure, dezbrăcat, ce mai ai nevoie de atât? Nu tu dureri de oase, de picioare, de coloană, de cap,
de stomac, nici o chestie, îți trec toate cele bune. Da, m-a văzut un doctor kinetoterapeut și mi-a zice, băi, da, tu mai ești zdravă în acum, ai răcit măcar, ai strănutat măcar. Și zic, bă, n-am avut nimic ce să zic. Am făcut și o baie, o zăpăceală în zăpadă. Poate că ați văzut că în Rusia există o școală, am văzut o emisiune dată pe știri, în care profesorii scot elevii, copii mici, până în clasa a patra, în zăpadă, doar în chiloței, la tăvăleală, bine în zăpadă, frecat cu zăpadă. Bineînțeles că și doamnele profesoare erau și ele în, acolo în chiloși și sutien și te frecau cu zăpadă, nu numai copii. Așa, după care i-au dus, i-au șters cu prosopul, i-au băgat înăuntru, i-au dat un ceai fierbinte, hăinuțe călduțe și uscate și nu au avut copii absolut nimic. Dacă s-ar face și asta la noi, ce bine ar fi? Vă dați seama? Tot felul de medicamente, domne, vaccinul antipisici, vaccinul antipurici, vaccinul anticăței, vaccinul anti... Eu zic asta, mă refer la tot felul de virus, viroze, da? Vaccinul împotriva. Ce vaccin, frate? Care vaccin? Tăvăleală în zăpadă. Păcat că natura ne oferă cel mai bun prilej de a trăi în armonie și a trăi sănătoși, numai că noi o ignorăm. Urât din partea noastră. Altcineva? O întrebare. Număr până la 10. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Cine mai dorește? Cine mai îndrăznește? Avem răspuns la toate. Haide să vedem. Ce să vă zic, dragii mei, sunt la început de drum. Ca vlogger sunt la început de drum. Pune o întrebare. Am văzut, sunt alți vloggeri care au mii de adepți care urmăresc și care întreabă despre mașini, despre pisici, despre eu știu tot felul de chestii. Poate că o să greșesc, poate că nu o să am răspunsuri la toate întrebările voastre, dar merită să încercăm. Cine știe? Ting, 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 tic, tac, tic, tac, tic, tac. Până atunci am să vă zic ce să vă zic. Să vă mai zic câte ceva. Da, da, da. Ați văzut, atenție, că fiindcă toți suntem iarna, da? Ce am postat pe vlogul meu, atenție în vacanța de iarnă. Acest material l-am realizat. Văd că cineva a spart iar gheața. Andrei Vasilescu, câte grade erau afară când ai făcut baie în zăpadă? Păi scrie chiar pe vlog. Supraviețuitor la minus 10 grade. E adevărat că am plecat să facem filmarea când erau minus 13 grade. Mie cifra 13 mi-aduce noroc în viață, tot timpul stai în schimbare la mine. Și dacă ceva e putred, apare 13 și se schimbă și apare altceva. Și chiar am zis hai să facem la 13 grade, minus 13 grade. Numai că echipa cu care am plecat să filmez s-a cam temut să nu rămân înțepeint acolo în zăpadă. Și au tot tras de timp și peste vreo 3 ore de fapt am ajuns în pădure la filmare unde erau fix minus 10 grade. Ne-am uitat pe telefon, minus 10 grade, zăpada, ce să zic, era acceptabilă. De fapt, știi care este problema? Problema este că nu câte grade erau afară, dacă nu bate vântul când este ger, când este iarnă, nu pățești absolut nimic. Dacă atunci era o pală de vânt, cred că aș fi drădit, cred, în împachetarea cu zăpadă. Știi cum e vorba aia bătrânească? Fie gerul cât o fi, numai vântul să n-adie, adică să nu adie vântul. Că ți-l bagă în ficați, în oase, în păr, în creier. Și vara la fel. Fie căldura cât o fi, numai vântul să adie. Vara cât e de cald, dacă vine o boară așa de răcoare, uiți de căldură. Așa că la minus 10 grade, oricine poate încerca, aș fi vrut să încerc și la o temperatură mai scăzută, dar așa am prins filmarea. Mi-aș dori să fac o baie la cop, că numai că am vrut să mergem la mare să mă filmez în mare înghețată acolo, numai că autostrada era închisă, n-aveam pe unde să o luăm. Cum o cheamă pe fata ta? Aha! Pe fata mea o cheamă Aga
TH, Agata cu TH. Prima dată când s-a prezentat ea în fața unui puști, puștul o tot șicana și zicea proastă. Și a venit fata la mine și mi-a zis, Adi, ia uite cum îmi zice el. Și zice, ce s-a întâmplat? V-ați luat de păr? Ce s-a întâmplat? Eram într-o vinsă la niște prieteni și a zis, uite, îmi zice proastă. Și o întreb pe fată, știi ce înseamnă proastă? Copilul era foarte mic și zice, nu știu, dar eu sunt Agata. Așa că fata mea o cheamă A-G-A-T-H-A, Agata cu TH. Și a zis, păi nu mă cheamă Agata cu TH, mi-e așa să-mi spui, să nu spui proastă. Copilării. Iar cel mic, pentru că simțea el că dacă zice proastă, o atâță, o enervează, simțea că e ceva negativ. Tot zicea proastă. Agata. Alte întrebări? Da. A, și vă ziceam despre materialul pe care l-am postat pe vlog, Atenție în vacanță de iarnă. Da, este un material pe care l-am făcut cu Direcția de Prevenire din cadrul Poliției Capitalei, cu elevi din trupa de teatru de la Casa de Cultură, trupa de teatru Ion Luca Caragiale. Întreb orice. Băi, Alex, acum tu întreabă orice, că văd de ce răspund. Hai, întreabă. Vloggerul Alex Iulian mă întreabă, întreb orice. O să vină cu întrebări pe care le primește, bănuiesc. Întreabă, ce să zic. Tan, taran, tan, tan. A, la ce teatru joci? Joc la Teatrul Logos. Sunt un teatru independent, o trupă particulară, jucăm în București. Vă așteptăm din martie la o nouă stagiune, pentru că noi suntem acum într-un proces de reorganizare cu spațiul. Și așa că din martie veți putea să ne urmăriți spectacolele noastre pe care le jucăm în, și le avem în repertoriul teatrului. Teatrul Logos. Logos, care înseamnă în greacă cuvânt. Alex, da, nu, n-am iubită. Mă întreabă Alex dacă am iubită. Nu, acum nu am iubită. De ce? Să înțeleg că vrei să-mi prinzi pe cineva, Alex. De mă întrebi. Nu? Nu vrea să răspundă. E adevărat că n-arăt jalnic, dar nici prea chipeși nu sunt, dar sunt vremuri și vremuri. Se poate întâmpla orice în viață. Odată pierzi, odată câștigi, negustor te numești, nu? Să revin la vacanța pe care am... Este un film de prevenire pentru voi copii, pentru că nu vă dați seama câte pericole se pot întâmpla iarna. Și această Direcție de Prevenire în cadrul Poliției Capitale a făcut acest film tocmai pentru a atrage atenția, vă atrage atenția pericolele care vă puteți supune fără să vă dați seama. Și poate că părinții nu își dau seama să vă zică, ai grijă cu ușa sau un cui când pleci de acasă sau când ești acasă sau să nu intri în casa oricui. A, deci nu vrei să-mi dai o fată, am înțeles. Până nu facem noi în parc, aia cu fetele care să ne pupe. Alex, bine, frate, dacă tu vrei să se întâmple așa, n-am nimic împotrivă. Lasă că o să-mi găsesc eu o iubită. Adevărul că nu este greu de găsit, dar între avea o iubită și a avea o femeie e o mare diferență. Implică alte costuri și obligații. Ce zice Alex? N-ai zis nimic. Da. Sper că v-a plăcut și filmul acela mai aproape de tine. E un film făcut cu Ministerul de Interne
și încercăm să atragem atenția acolo. E postat tot pe vlogul meu despre fenomenul bullying-ului, ceea ce se numește hârjoneală între copii la școală. Acest fenomen de bullying se pare că a luat din ce în ce mai multă amploare și în special în rândul fetelor. Vorbeam cu un psiholog și spunea: domne, mai degrabă să bat fetele între ele la școală decât băieții. Sau băieții, dacă se bate, a doua se împacă, sau în secunda a doua se împacă. Oricum, bullying înseamnă a te lua de cineva din școală, un copil care are probleme cu familia sau un copil care este puțin mai supraponderal sau mai slăbuț, mai pirpiriu. Eu am fost martor, fiind și eu în școală, în clasele primare. Aveam un elev, un coleg, Dumnezeu să-l odinească pentru că acum nu mai este printre noi, care noi îi spuneam Piciu. Era mic, 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 mic de tot. Eu eram al doilea din clasă, ca micime. De-al era și mai mic decât mine. Deci noi eram cei mai mici din clasă. Și ele, pentru că era mai mic decât mine, tot îi spuneam Piciu, inclusiv eu. Și bineînțeles că toți golanii din clasă se lau de el. Și suporta să-i se zică Piciuc, pentru că na, sau cel care era gras să-i se zică Grasu. Nu-i deranja, numai că el fiind mic, ăștia mari tot îl băteau. Și tot timpul l-am sărit și nu suportam, îi luam apărarea. Salut, Marian, salut, salutare, oameni buni, vă salut. Așa că bullying-ul a fost din totdeauna în școlile din România și va mai fi. Nu? Dar nu e bine ce se întâmplă. Să te iei de un copil care nu are un părinte, nu merge. Sau pentru că un copil e gras, să te iei de el. Am văzut o fază, cred că în Japonia sau în China, într-o țară asiatică, copiii erau asiatici din filmare, în care la fel, doi, trei puștani micuți, pirpiriți, s-au luat de unul mai înalt și mai gras. Și unul care se dădea el șmecher acolo, tot îi dea lui ăsta cât un pumn în față. Și ăla nu zicea nimica și se mai întorcea, mai dădea un pumn și aia toți râdeau. Și, adică grasul care nu știe nimica. Până când ăsta mare s-a înfuriat, l-a luat în brațe, efectiv l-a strâns și a dat cu el de pământ. Ăla s-a ridicat de jos, a căzut, nu mai știa să meargă. O fi lovit la coloană, ce fi făcut la oase, cert este că a băgat spaima în el. Așa că nu luați, cum să zicem bătrân, câinele pe seamă, că s-ar putea să vă muște. Muzică live de petrecere. Salut, Maria. Vă salut, oameni buni. Aveți întrebări să puneți? Ziceți, îndrăzniți. Alex. Hai, Alex, zi ceva. Nu vrei, nu? Știi, Alex, eu am făcut chestia aia în parc cu fetele care să mă pupe. De fapt, am făcut-o de Moș Nicolae. Da, chiar de Moș Nicolae am făcut-o. Un popic de la Moș Nicolae și am întrebat domnițele și doamnele ce a picat în ziua aceea la filmare în parc. Din păcate au picat multe babe, era o zi friguroasă și fetele erau mai degrabă pe acasă sau pe la prietenilor. Și le-am întrebat, ați primit ceva de la Moș Nicolae? Nu. Păi atunci primiți de la Moș Nicolae un popic. Și bineînțeles că multe s-au lăsat pupate. Ba, mai mult babele a zis, a, pe vreau și eu, adică, că niciuna prim de la Moș Nicolae. Mi s-a întâmplat și cu un tip și eu primești un pupic cu un străin, era un turist străin și a zis, nu, 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 tu vei primi o îmbrățișare. Puteam să pup un bărbat acum, Dumnezeule. Na. Deci lumea este în toate felurile. Așa că, Alex, ți-am luat înainte aia cu fetele. Dar dacă vrei, o să facem o emisiune în parc împreună. Uite, poate acum de dragobete, să vedem care strânge mai multe pupici, tu sau eu. Ce zici, te bagi, Alex? Nu știu dacă putem să transmitem live, dar mergem cu o cameră și filmăm. La vedere! Ai, ai, ai. Da. Bullying, vă vorbeam de bullying. Decât să atățăm un om,
Și știți care este problema? Îmi dau seama că, de fapt, fenomenul de bullying se răsfrânge numai la nivelul școlii sau a liceelor sau a facultăților. Cred că merge chiar mai departe. Mi-aduc aminte, de fapt, și în liceu, aceeași problemă. Aceeași problemă. Eram la liceu în București și aveam un bucureștean care avea să facem o provocare pentru 1000 de abonați. Ok. Hai să vedem despre ce este vorba în provocare pentru 1000 de abonați. Provocare pentru 1000 de abonați. Provocare pentru 1000 de abonați. Vedem cine mai dorește, cine mai poftește. Ziceți? Gata? Sper să fac față provocării. Acum, știu, se poate blura, se poate face bip din cameră, nu-mi dau seama. Încercăm, să vedem. Și vă ziceam de bullying în timpul liceului. Aveam un prieten, avea o coamă imensă, zice că este leu. Pe vremea aceea să ai părul lung, pe vremea lui Ceaușescu, pe lumea s-a uitat la tine, e să dea impozant și să umfla în pene și... Da, eu copil de la țară, de aici, din voluntari, vă dați seama, cu voluntarienii mei, eram și noi în grup acolo, care țineam unii cu alții, bucureștenii să umflau în pene, că Alex se pricepe la provocări. Alex se pricepe la provocări. Alex are numai bazaconii. El vrea să preia din provocările lui, să mi le paseze mie, am înțeles. Să-i dau eu idei lui Alex. Alex. Nu, las pe Alex să văd ce... cu ce mă atâță. Da, și vă spuneam despre acel coleg, bullying, da? Și tot se atâța, te bat, te umflu, că îți dau, că îți fac, că dreg. Bineînțeles că și în, la liceu tot pirpiriu era micuț, așa, am mai crescut după liceu, se pare. Și lumea mă lua că dacă sunt și mic, adică mă sunt și prost. Aoleu, și că te bat, și că te bat, te bat, te bat, te bat. E adevărat că pe vremea aceea, în școală, dacă te prindeai că te bați cu un alt coleg, era regulament, te exmatricula, adică pierdeai școala. Puteai să mai ai o lună de școală, dacă vrea directorul, și avea dovezi, te dădea afară din școală, din școală, din liceu, de oriunde erai. Așa că bătăile în liceu... Să leargă dezbrăcat pe stradă. Eu nu înțeleg, să aleargă sau să meargă? Că e leargă. Adică să și meargă, să și aleargă. Leargă un cuvânt compus, înțeleg, nu? Constantine? Să leargă dezbrăcat pe stradă. Of, of, of. Păi nu înțeleg. Să merg sau să alerg? Nu înțeleg întrebarea. Nu pricep. Să aleargă dezbrăcat pe stradă. Aoleu. Și asta ce trebuie să fac? Adică când trebuie să alerg? Zic când trebuie să alerg. Să alerg, să alerg, dar când? Zic, Constantine, când vrei să alerg? O să văd, o să alerg, nu știu ce să zic. O să alerg, nu o să alerg, o să alerg. Scoate-mi tricou. O să zic că lumea că am scăpat de la Balamuc. Vreți să mă lege ăștia, să mă ducă la Balamucă, nu? Păi să vorbim cu poliția comunitară să vină să mă escorteze. Ca să nu vină poliția de stat să mă escorteze în altă parte.
să mergem pe stadion din voluntari să se tragem la poartă și Marian apără mingile. Da, nu-i problemă, mergem, dar nu știu câte o să apăr din toate mingile astea. Și că accept provocarea, numai că întrebarea mea este, nu-i problemă că mă tăvălesc pe jos, pe care din stadion? Pentru că în voluntari sunt trei terenuri de joc, după câte știu eu, da? Ăsta de sintetic de lângă primărie, în Pipera, două terenuri sunt în Pipera, unul sintetic și unul pe iarbă și mai este unul aici pe bulevardul care vine la poliție, cum se numește. Nu Craiovei, cum se numește, Dumnezeule. Aici, aproape de Casa de Cultură. Hai, spuneți pe care stadion. Luăm camera și mergem și tragem la poartă. Da? Și alergăm dezbrăcat până la stadion. O provocare pentru... Pentru cât? Pentru 2000 de oameni. La unul sintetic. Mergem pe ăla sintetic. Gata. Hai, s-a făcut. Când vreți să mergem? Acum? E de... Dar sunteți acolo? Adică cine să o tragă la poartă? Cucu. Bă, voi sunteți acolo la antrenament acum și ziceți hai să râdem de un agarici. N-ați apăt cine să râdeți? Și m-ați găsit pe mine. Ia ziceți. Mă voi tăvăli în iarbă. Da, să vină și o gazelă, de preferat femelă, să mă tăvălesc prin iarbă, cu o gazelă, cu o femelă. Să vă spun o poezie de-a mea? Yeah. Da, am să vă zic o poezie. Ce fel de poezie vreți? Mai așa sau mai așa? M-ați auzit cântând? Hai că vă zic și o poezie, dar spuneți în ce gen. Pentru că am poezii în toate felurile. O poezie de agățat. De agățat, nu. O poezie, Doamne ferește, nu e de agățat. O poezie de inimă albastră pentru femei, pentru domnișoare. Pentru domnișoare. Da? Bine, vă zic o poezie. Până vă gândiți voi ce poezie, vă zic eu una. Simplă, simplă. Băieți, băgați la cap, poezie care place tuturor femeilor. Și vă spun, dacă spuneți asta fiecare domnișoare sau fiecare femeie pe care o aveți în fața ochilor și pe care vreți să o seduceți, cel mai bun cadou, cel mai bun dar de Valentine's Day, de dragobete, de 1 martie, de 8 martie, ascultați la mine. Poezie de-a mea. Să te ating aș vrea să văd de ești reală. Faceți o pauză. Aici femeia face ochii câcepe. Wow, adică par o zână, par ceva intangibil, e ceva, adică un mister. Și îți va zâmbi, cu siguranță. După ce încasați reacția, că să vedeți și cum reacționează femeia, mergeți mai departe cu următorul vers. Deși mi-ar place să te văd în pielea goală. Și atunci veți avea parte de o altă reacție. Dacă vă acceptă, dacă vă simpatizează, dacă vă place, vă va zâmbi, se va rușina, se va roși și poate vă va da voie să o atingeți. Dacă nu, vă va trage o palmă. Așa că, dragii mei, am luat la pumni față și picioare, o palmă în plus, în minus, nu contează. Dar merită încercat. Deci, încă o dată vă mai spun legată. Să te ating, aș vrea să văd de ești reală. Deși mi-ar place să te văd în pielea goală. Și să nu spuneți voi, Merine, ce faci? Ce să fac? Fac poezii, nu vezi? Online.
Să nu spuneți voi că n-o să placă asta oricărui bărbat, să zică unei femei. A? Pentru că femeia îi place să fie periată, să vadă, să spui vorbe. Ești reală, ești o fantomă, ești o umbră, ești o zână, ești o prințesă. Nu văd bine, am nebunit, pot să te ating? Și a zică, da, pipăiește-mă, atinge-mă să vezi. Da? Și dacă îți dă voie atunci pe pauza, o iei în brațe și apoi îi zici în ochi seducător, deși mi-ar place să te văd în pielea goală. Și dacă sare tricou de pe tine, da, și de pe ea cade fusta, înseamnă că e poezia a avut efect. Dacă zboară un cap în dinți, asta este. Nu mă jurați pe mine, da? Acum aveți și voi grijă ce fete vă alegeți. Dar vă zic că merită încercat. Este punct ochit, punct lovit. Sau măcar de acolo puteți să începeți o relație, o prietenie, o chestie, o tare. Vorbeam zilele, serile trecute cu o domnișoară la aeroport. Și din vorbă în vorbă, pentru că avea niște ochi superbi și niște buze seducătoare, zic, ce scrieți acolo? Ea își făcea meniu, era o vânzătoare acolo la un fast food. Scrieți o poezie, eu cu poeziile, mă bag în seamă. Nu, că poezie. Zic, v-a scris cineva o poezie și o citiți acum. Nu, că din păcate băieții din ziua de azi nu mai fac poezie, au uitat de chestia asta. Și zic, chiar nu ți-a făcut nimeni niciodată o poezie? Nu. Dar ai vrea? Ce da. Și bineînțeles că i-am zis o poezie. I-am zis o poezie. Și mi-a zis că, de fapt, mi-am dat seama că fetele suferă de pe lipsa acestui romantism. Lor le place să le spui o poezie. Nu numai mașină bengoasă, bani, pizza, bijuterii, haine. Bine, și astea le vor, fără doar și poate. Dar ele le vor și pe lângă vorbe bune și să fii drăguț. Știi, să le zici și altceva, frate. Femeile au nevoie de... Nu, era zic prosteală, bine că n-am zis. Sau să fie aburită, bine că n-am zis chestia asta. Doamne, ferește. Femeile au nevoie să fie duse cu pluta. Nu duse cu pluta, adică că sunt să fie nebune. Sau să nebunească, dar să le plimbi tu așa prin stele, să le zici câte în lună, câte în stele. Au nevoie, chiar dacă le păcălești, dar au nevoie de minciuna asta. Tipic femei, feminin, ce să faci? Noi bărbații suntem mai așa, mai pragmatici. Da. Păi, Stanciule, nene, zi, oprim, gata? Hai că oprim. Dragii mei, pentru prima emisiune, vă mulțumesc, doresc o zi bună, hasta la vista, nu uitați poezia, cea mai bună poezie de agățat. Draga mea, uite-te în ochii mei, vreau să zic, dau un cadou, fii atent acum de dragobete, uite-te că vreau să zic ceva, niște vorbe, din tot sufletul meu, scrise special pentru tine, da? Nu spuneți că e poezia mea. O iei în brațe, te uiți în ochii ei seducători, îi faci mari câcepele și zici, să te ating, nu, de fapt nu atingi, stai departe, că urmează să o atingi, da? Să te ating, aș vrea să văd de ești reală, deși mi-ar place să te văd în pielea goală. În ce loc ciudat ai dansat? Ciudat, cel mai ciudat loc în care am dansat a fost într-un... Răspund, omule, ai răbdoare. Răspund, cel mai ciudat loc, ciudat, dacă aș putea spune ciudat, a fost într-un club de striptease. Am avut un număr de striptease pentru doamne. Dacă e să zic așa, ciudat. Altfel, ciudat. Ce înțelegi tu prin ciudat? Ciudat. Mai extrem, așa să zic, ciudat. N-am dansat în biserică, n-am. Ce să zic, da. Eu știu. Am dansat peste tot, dar nu știu. Într-un club de striptease, na. Bine? Ați dansat vreodată? Tum, 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 tum. Să zboare haine așa. Tiu, tiu. Pantalonul, tiu, pantoful. Să vedeți domnițele cu ochii cât cepele. Cum vă scanează? M-a întrebat cineva dacă în ce loc ciudat am dansat. Striptease, tati, striptease. Ah. Da.
Pentru 1000 de abonați, vă voi prezenta un număr de striptease. Yeah! Vă băgați, nu vă băgați. Băi, ce avem, băi. N-ați văzut așa ceva? Cum mă să nu vedeți? Bine, pentru 1000 de abonate, gata. Refac întrebarea și oferta. Pentru 1000 de abonate, voi prezenta un număr de striptease. Da, am făcut striptease, omule, n-auzi că am făcut? Nene Stanciu, prietene, bro, am făcut, ți-am zis că am făcut. Ce ziceam că cel mai ciudat loc în care am dansat a fost un ring de dans într-un club de striptease pentru doamne. Na. Eram mai tânăr. La revedere, vă aștept 1000 de abonate. Am să mă uit cu pupila mea să văd și am să vă zic poezii în timp ce fac striptease. Bine, pe curând. Ciao.